Așadar? Bună ziua și bine m-am pus la propriu, mai că exerciții de matematică. Păi, în cele tale că am întârziat, nu sunt probatul. N-ai mai avut timp să azeam în cameră. Deci tema pentru acasă. Pentru acasă. Clasa a... A cincea. Calculați toate variantele posibile pentru a afla suma trei numere consecutive, știind că unul dintre ele este 9. Și ca indicație avem așa, numerele consecutive sunt numerele scrise în șir, unul după altul. Și exemplu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai citesc o dată. Calculați toate variantele posibile pentru a afla suma a trei numere consecutive. Trei numere. Ba, eu nu aminte. Trei numere consecutive. Ce? Consecutive. Consecutive. Știind că unul dintre ele este 9. Știind că unul din ele, unul dintre ele, este 9. Și ca indicație? Nu, nu uităm indicație, noi de gândiu. Deci știm ce înseamnă numele consecutive. Dar de exemplu, îi dăm 3. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 3. 2, 3, 5. 2, 3? 2, 3, 4. La 9 poate să mai fie 8, 9, 10. 8, 9, 10? Chiar așa. O problemă zice o variantă. Da. Păi și începe cu problema. 7, 8, 9. 8, 9 și 10. 7, 8, 9. 7, 8, 9. O altă variantă. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Și asta e o dată. Ui, cum faci? O, da, prima. Nu mai zice. Hai, mai găsești urmă. Unde ne-ai pus prima oră? La mijloc? La început de sfârșit. Ce cum ați scris acum, profesor? Una din variante, altă variante. 90, 11. 90 și 11. Și atât. Și ce calculați toate variantele posibile pentru a afla suma a trei numere consecutive. Deci trebuie să faceți și suma. E sumă. Prima sumă. Egal cu 8 plus 9 10 și egal cu 5. 27. 27. Apoi, la fără sumă. E 2. Dar știi că eu am scris la tabla, de pe mâna ta. E bine? E bine sigur, nu? 8 plus 9, 16. Bun, perfect. Ce-am sumă? 7 plus 9, 16 și cu 4, 24. Eu scriu așa, 7 plus 9. Plus 9, egal cu 24, da? E bine? Sigur da. E bine, da? Da, nu cam trebuie să fie. Nu cam trebuie să fie. Și a treia sumă este... 30. 9 plus 10 plus 11 egal cu 30. Fii atent acum. Vreau 5 numere consecutive, toate variantele. 5? 5, eu merg mai mai... 5, 6, 7, 8, 9, 10. În care să fie unul din ele, unul din ele să fie 7. 7. 5? Gata. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci 5, da? Deci 5 numere. 5 numere. Unul dintre ele a fost să fie 7. Unul dintre ele să fie 7. 5 numere. Da, gata. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. 6, 7, care este 7? 8, 9, 10. 7, cât mai 5 de 10? 5 numere. E bine că am pus, nu? Da. Bun. Și 2, 3, 4, 6 și 7. Bun, perfect. Bun, e bine. E bun. Șirul ăsta. Alt șir. 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Bun.
Altă. 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10 și 11. Și alt, șir. Da, mai sunt. 5, 6. Ai pus. 5, 6, ai pus. A, 4. 4. 5, 6, 7, 8. 8. Excelent. 4. Numai 4. Deci ai pus pe prima. Da. Pe prima poziție, pe a doua poziție. A treia. A treia unde-i pus? Nu-i pus? M-am pus pe... Sus. A treia. A treia aici, da. A patra. Și a cincea. Excelent. Am pus pe toate. Pe toate. Rămâne să calculăm suma. Deodată vreau să dăm suma asta. E sumă. Cât face asta? 5, 10. Deci 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 egal cu 35. 35. Da. Cum ai făcut-o? 3 cu 7. 3? Nu, 6 cu 7. 6 cu 7. 6 cu 7, 13. Da. Plus 8. Nu, plus 5. Plus 5. 18 plus 8. 22 plus 4, 26. Cam depărțit în 4, în 22. Așa. 26. Și plus 9, atunci 1 și plus la 9. Excelent, 35. Eu cum aș făcut eu? Cum? Nu vrei să mă treci pe mine? A, cu primul, cu ultimul, al doilea, cu penultimul și așa pe ce voi. E drept că asta aș fi avut o variantă. Dar știi că m-am gândit la asta. Dar zic așa, 5 cu 6 face cât? 11. Și mă ducea la 9. 20. Asta-i. 78? 15 cu 20, 35. Voi mi-a dat și mi-a dat cele mai tare. Că 5 cu 6 face 11 și mă duceam la 9 ca să compensez 20. Asta e treaba mea de comisie. Că nimeni nu mă obligă să iau așa. Ai bătut o destul de greu. Eu nu m-aș fi dus așa. Se spun de ce. Eu mi-era teamă să cumva să greșesc. Din cauza asta fac șmecherii de asta. Că 7 cu 6 mă zic 13 și cu 8, 13 și cu 8, cât ai zis? 13 și cu 8? 13 și cu 5. Și cu 5. Așa, 13 și cu 18. Și cu nu știu cine. Nu, mi-am zis că m-am plăcat de aia. De aceea mă duc pe șmecherii. Aici, ies 2. 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Fă-o tu, dă răspunsul și eu dau și eu. Dacă șmecherii... 25 vă dau. Cum ai făcut? Simplu. 3 cu 7, 10, 4 cu 6, 20 și cu 5. 25. Foarte tare, foarte tare. Ies cealaltă sumă. Ies 3, care să fie 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Egală cu? Nu să vă las? Nu mă las pe mine, sigur. 3 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Cam? Că da. Cam? Acceptați. Dacă vă prindeți de șmecherie. Eu nu știu dacă mă prind la... Să vedem acolo. Hai să vedem. Ce faci? Hai să vedem dacă se va șmecheri, dacă se va șmecheri, să meargă viteză mare. 33. Da. Zici că faci 3, eu pun așa. 33. Da. E bine? Da, e bine. Poți să aflezi. Ia să vedem, nu? Hai să vedem încă o dată. Eu te cum aș făcut eu. 6 cu 10, Gauss. Mi-aș fi rapid. Aaa. 16. 7 cu 9, plus 16. 16 cu 16? 32. 32. Și cu 8?
30. Ah! 30. Șmecherii! Mi-am făcut altă. Cum ai 90 făcut? 90 plus 10. Cât? 90 plus 10. Așa. Plus 8. Dar nu e 90, că e 9. 9 plus 10 plus 8. Da. Și după aia am rămas 6 plus 3 la urmă. 6 plus? 3. 6 plus 7 la urmă. 6 plus 7. E muncit mult? E muncit. Dar uite, vezi, data trecută mi-a fost mult mai ușor așa să fac. 3 și 7, 6 și 4, tot omul de la a fost. Da. Deci știu ori e prins. Asta e tot. Acum aia fac o. Ia să vedem. Ies 4 aici. Care îți fie 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11.
Sigur? Da, sigur, perfect. Păi primul rând, cât a fost? Păi am făcut și rula 2. Și rula 2... Și rula 2 este, da? Da. Ca așa sau așa? Așa. Am făcut așa, după aia am luat și pe 20 și după aia am făcut așa. Bun. Eu am marcat așa. Stai să vedem. Da. Stai să vedem. Deci odată câți ai aici? Aici... Aici, câți de doi sunt pe linia asta? Pe linia. Pe linia lui 20. 11. De unde e? Cum ai făcut? Deci, am făcut... Deci sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 și 1. Și 9, 2. 9, 9. 9, 9. Deci de 9 ori, bă, am văzut. Și dacă vrei să numești și pe verticală, 1, 2, 3, 4, 9 și cu 4. 1 și cu 4, 13 și cu... 1 de aici. 1 de aici, 14. 14, vezi? Dar trebuie să-ți organizezi mintea. Minte. Că dacă eu aici, de la zicea, de la 1 la 9, sunt 9, trebuie să număr. De la 1 până la 9, sunt 9 de al de 2. Da. Și pe vertical aici, pe colana lui 2, îl întâlnesc o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. De 4. Da? Dacă te de pe colana lui... Deci, 5. Da. Sau, dacă fac mișcarea și spun, treci tu aici, 2 ul ăsta, ca să văd că am de la 1 până la 0, toate sunt 10 de 2. Sau putem să-l pun o unitate sub 2 ul și nu arăm așa, deci vezi, cu alte cuvinte, trebuie să te prinzi foarte repede de poantă ca să poți să spui, iată, de câte ori să folosești cifra 3 până la, până la 35. 3? Da? Până la 35. Scrieți pe așa. Nu, până la 45. Hai să zic, până la 45. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 și 45. Vreau foarte repede numărate. De câte ori, okay. De câte ori folosim cifra 3? De? A, 12. De la 31. Nu, de la 1. De la 1 până la 45. De 14. Dar la trecută de câte a fost? 2. 2 a fost de? 14. Dar acum 2 de câte ori vine vorba? 2 de data asta. 20. De câte ori ai folosit? Așteptați, vă spuneam cum am crezut de 2. Deci, data trecută l-am văzut când am citit, până am zis că la 30 și nu știu cât, am zis de 14 ori. 16! 16! Că m-am dat încă 2. Deci, care de la 32 până la 32, aveai 14. Până la 32, data trecută, am avut 14. Acum, până la 45. Câți de 2? 15. Ai văzut? Mai 1 am mai adăugat. Aici am pus să văd. Dacă sunt 15 de 2, oare de 3 câți ori fi? Oare de 3 câți ori fi? Tot? Tot și eu? Tot și eu. De la 1 până 45.
Câți? 23. Nu-s 23 de 3. Păi ia, linia asta e cea care are cei mai mulți. Ca și linia lui 2. Exact ca și linia lui 2. Exact, da? Da. Fără să-i numeri. Când muncești mult, muncești mult. Când gândești care e cel mai mult, fă, fă paralela. Dintre al din doi, că e făcut de mult. Așteptați! Dar așteptăm. Uite-te voi cu așa de zântrecie și ceilalți cam mătură repede și zic, dar asta fac cei care se prinde poate, ca să muncească. Gata! Am prins. Câți au fost de-al de doi? Mai ții minte dacă trebuie am vorbit? Câți au fost? Așteptați! Este ceva cu 21. Nu. Câți au fost de-al de doi? Încă o dată te dreptați. 15. Și uite de acum în paralel. De-al de trei. 15. Tot 15, măi, pentru că așa cum sunt doi urme, sunt și trei urme. Este aceeași poate. Deci numărul lui este rapid. 15. Nu ai voie să pierzi mult timp. Pentru că tot secretul în toată chestia asta... Dar v-am dat 45 de nume. Dar nu se iau de la linie. Cum să vă dacă nu găsește virgulă? Pe care e linia pe care găsește? Nu mi-a făcut virgulă. Ai, n-am făcut virgulă. Hai, lasă, mai lasă, asta. Să vreau să spui de-al de 6, de câte ori folosești pe 6 în... Stop 15! Mai e toată linia de 6? Păi da, eu deja te-am spus 6 acum, să sar, că m-am gândit că tu zici tot 15. Gata, de profesor, m-am bugat. Cât? 4 ori! 4 ori, mă, cu personal nu mai. Dar pe 4, de câte ori l-ai folosit eu pe pașul aici? Eee, așa, da, ușor. Hai, câte 4 e frumos. 4, da? Da. 10! Gata. Nu. Greșit. De ce? Mai vezi o dată. Cu linie. 10! Deci așa e folosit odată. 11! 11, da? Deci odată am 2, 4, 5 și pe orizontală am 1, 2, 3, 4, 5. Și mai avem 10. Și mai avem 1 la 40, domnul. 1 la 40, nu știu, corect. Băi, la bun văzut și greșeat. Puteți să spuneți de... Pe scurt, jocul ăsta, dacă ți se dă ochiul, înseamnă asocieri pe care le faci. Că tu refuzi să muncești și iei la numărat peste de fiecare dată. Păi da, mai 100 și numere. Sigur că da. Și tu dacă la 100 de numere, ce se fac? Uite, da! La 100 de numere. Dacă, uite, faci și tu acasă să vezi astfel de șmecherii. 100? Până la 100, câte ori îți folosești 2, de câte ori îți folosești 3, 4? 1, 2, 3, 4, 5. Deja mai fac 5 și ai ajuns la 50. Sau te întreb acum, unul de câte ori l-am folosit? Da, unul de câte ori. Unul de câte ori. Unul de câte ori l-am folosit în scrierea asta, până la 45. Ok. 6. Hai, ia mai liniște. Cum de 6? Mai dacă... Da, 6! Pentru că e prima linie, e 6. Nu? Deci, de câte ori? 14. 14? Ne-am mai gândit. Păi... Păi, banda merge cu doiul. Merge să mă rămâne cu doiul. Da? Cu doiul, cu treiul. Cu... 2 și 3, când am făcut la 4. De 2? 1, 2 și 3, peste 15 ori. Peste 15 ori. Da? Din nou putem să... Din nou putem să... Da, pe 0 de câte ori am folosit? Pe 0? 4 ori! Așa! Deci,
Câte e ceasul? Deci jumătate. Mai ai o întrebare? Sună-te la ceas, la Profo Online. Mâine de vreodată, da. Sau doar și bine m-am zis la Profo Online pe exerciții de matematică. Da, mă, dar asta a început. Să răspunzi despre mândrața. Să spună tuturor, da. Bine. La revedere! La revedere!